Ase Turnu Severin, Recolta Dănceu și Pandurii Cerneți compun trioul invincibil din Liga a IV-a. În weekend au câștigat fără prea multe emoții disputele care au contat pentru etapa a treia a noului sezon. Cel mai dezechilibrat duel a fost la Dănceu, acolo unde campioana în exercițiu a realizat scorul sezonului, după ce a spulberat-o cu 13-1 pe Coșuștea Căzănești. Cu punctaj maxim au mai rămas Ase Turnu Severin, echipa antrenată de Hugo Mutinio, impunându-se cu 3-2 pe terenul celor de la Ase Noapteșa, dar și Pandurii Cerneți, care au luat toate punctele din confruntarea de la Intersalcia. Iată rezultatele complete ale rundei cu numărul 3. Ase Noapteșa și Real Vânători, și ele cu un punctaj maxim înaintea etapei, nu au putut ține ritmul cu Recolta Dănceu, Ase Turnu Severin și Pandurii Cerneți, dar par să fie capabile pentru a pune probleme pretendentelor la promovare.